În luna august se observă o intensificare a tranzitului către zonele turistice și localitățile de domiciliu ale cetățenilor români care lucrează în străinătate și o creștere a valorilor de trafic. În vederea diminuării riscului rutier și fluidizării circulației pe principalele drumuri naționale care fac legătura cu statele vecine, respectiv Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova, în lunile iulie-august se desfășoară acțiunea Blocada 2016 la frontierele României. Astfel, polițiștii acționează în oglindă cu polițiștii maghiari în cadrul blocadei vest, cu cei bulgari în cadrul blocadei sud și cu polițiștii moldoveni în cadrul blocadei est. Acțiunile polițiștilor vor viza combaterea principalelor cauze generatoare ale accidentelor, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, a regulilor privind efectuarea depășirilor și a celor privind acordarea priorității de trecere a vehiculelor și pietonilor, precum și pentru identificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, în colaborare cu specialiști în domeniu, se urmărește respectarea normelor privind starea tehnică a vehiculelor rutiere, a timpilor de conducere și odihnă, precum și legalitatea transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În perioada menționată, în medie zilnic acționează 1250 de polițiști de la rutieră, cu 220 de echipamente de supraveghere video și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor. În derularea activităților, polițiști de la ordine publică acordă sprijin colegilor de la rutieră. O atenție deosebită este acordată magistralelor CFR, care fac legătura cu intrările, ieșirile din țară, precum și aeroporturilor internaționale. În acest sens, 320 de polițiști de la transporturi acționează punctual în trenurile de călători, în gări și în aeroporturi pentru siguranța călătorilor.